În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, duminica de astăzi, a cincea din postul mare, este închinată unei femei. Unei femei a cărei biografie a traversat veacurile și a făcut o istorie. În viața liturgică a Bisericii și în viața spirituală a poporului lui Dumnezeu, de la ea încoace. Biografia ei este una fascinantă și incitantă. Este vorba de Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Și ziceam fascinantă și incitantă, mai ales pentru omul contemporan și mai ales pentru etapa adolescenței. Sunt două etape vizibile în viața Sfintei, însă atenția, zic, când vine vorba de această etapă adolescenței, se îndreaptă mai ales înspre primul moment. Primul moment sau prima secțiune din viața Sfintei care cuprinde câte ceva din toate. Care în terminologia noastră de astăzi am zice are toate ingredientele pentru a o numi viață bună, în sensul monden al cuvântului. Viață care ne provoacă atunci când ai o anumită vârstă. Este vorba de fuga de acasă, este vorba de dependențe, ceea ce noi numim astăzi zilele noastre dependențe, dependențe de alcool, dependență de sexualitate, dependență de o viață lascivă, neordonată în general. În plus, se adaugă și spiritul de aventură, pentru că avem la intersecția dintre cele două momente ale vieții sale acea călătorie din Alexandria înspre Ierusalim, dorindu-și să ajungă, nu din motive de evlavie, la Biserica Sfântului Mormânt, ci luată de val și purtată de dorințele ei. Ziceam dependențe și dependență și subliniez mai ales de sexualitate, pentru că nu era vorba nici măcar de prostituție. Prostituția se face pe bani. Ci era vorba de plăcere. Și a și pus în minte, atunci când va călători spre Ierusalim, neavând bani, trăind în sărăcie, să ofere ceea ce poate oferi, fără să ceară nimic în schimb. Și toată această poveste, good story, să numim așa, iarăși veni la zilele noastre, începe la 12 ani, de vreme. Dar noi cei mari, când ne gândim la Sfânta Maria Egipteanca, parcă și cu strângere de inimă subliniem toate aceste aspecte de frică. De frică ca nu cumva cineva să audă și să fie influențat pe această linie, dar zic frică și din altă pricină, poate și mai evidentă. Pentru că toate aceste ingrediente ale vieții sale, de fapt, pot fi pentru noi înșine, la un moment dat sau altul, ispite. Și exprimă propriile noastre plăceri, care stau într-o formă latentă în viața noastră și au nevoie doar de stimuli ca să poată să se desfășoare.
Viața Sfintei Maria Egipteanca ne dezvăluie, de fapt, povestire în povestire. Avem de-a face cu trei naratori. Trei povestitori care, la nivel pedagogic, pot să reprezinte trei mesaje în creionarea semnificației liturgice a zilei de astăzi. Primul narator este, evident, Sfânta Maria însăși. Ea povestește viața ei. De fapt, ea se spovedește într-un fel. Îi se spovedește călugărului Zosima. Călugărului Zosima care trecea prin pustia Iordanului și s-a întâlnit cu această făptură, să o numim așa. Făptură, pentru că era doar o părere de om în cei 47 de ani care îi petrecuse acolo, cu puțină mâncare și cu mai multă rugăciune. Așadar, cel de-al doilea narator este călugărul Zosima. Și avem de-a face și cu cel de-al treilea narator, care de fapt ne-a redat viața, a scris, este vorba de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care el însuși a auzit relatarea vieții sale de la Zosima. Și acum luăm toate cele trei personaje pe rând, ziceam, cu rolul lor specific pedagogic, în a ne plasa și noi în fața unui model, sau mai degrabă unei căi, în această zi în care o prăznuim pe Sfânta Maria Egipteanca. Mai întâi așadar, Sfânta Maria însăși, descrisă sub chipul dependenței. Foarte mult vorbim în zilele noastre despre dependențe. Și ziceam că sunt felurite. Am pomenit în viața ei de alcoolism, am pomenit de sexualitate. Dar avem dependențe. De mass media, dependențe de jocuri de noroc, dependențe de mâncare, dependențe mai mici sau mai mari. Fiecare cu dependențele lui. Și se și vorbește și există nenumărate terapii și chiar tratamente pentru a scăpa de aceste dependențe. Sfânta Maria, așadar, le avea. Și din acest punct de vedere, ziceam că viața ei poate să fie incitantă și chiar și fascinantă, mai ales la vârsta adolescenței, când luăm contact cu aceste dependențe. Așadar, practica desfrâul de plăcere însoțit de alcool. Și avem de-a face cu un moment de căpătâi în viața ei când, pomeneam, din întâmplare, dusă de val, ajunge la Biserica Sfântului Mormânt și o putere nevăzută nu o lasă să intre, să se închine. Rațional se tot întreabă, nu o fi cumva mulțimea care nu-i permite intrarea și vede că nu era vorba de mulțime, ci pur și simplu era ceva acolo. Și atunci se întâmplă o transformare în viața ei. Primește acest cuvânt de la Dumnezeu, prin intervenția Maicii sale, se spovedește, se împărtășește și pleacă în pustia Iordanului. Precum viața ei a fost de dezordonată, în sensul opus acum zic, la fel etapa pe care o va începe acum, va fi desfășurată într-o formă extremă. Doar pentru Dumnezeu. Nu mai era spațiu pentru nimic altceva. Doar pentru Dumnezeu. 17 ani de luptă cu amintirile și cu dorințele. Pentru că așa e când avem de-a face cu dependență și mai ales când vine vorba de acest tip de dependență. Ziceam sexualitate, alcool. Nu e vorba doar de luptă în sine, ci e vorba de toate amintirile pe care tu le ai înmagazinate, nu doar în minte, ci și în simțirile tale, amintiri cu care te lupți și care îți fac viața foarte grea. Și e vorba pe deasupra și de dorințele, de plăcerea care deja ele sunt parte consistentă din genetica ta. Căzută de altfel, dar sunt parte din genetica ta. Oriunde te-ai duce, te duci cu ele. 17 ani de luptă cu aceste dependențe. Până când Dumnezeu a îngăduit să-i fie ridicată povara de pe umerii săi.
În cazul acesta, dependențele au reprezentat un dar de la Dumnezeu înspre două direcții. Înspre autocunoaștere, autocunoaștere pe care noi o punem la începutul vieții spirituale, dar de maximă importanță. Sfântul Isaac zice, a te cunoaște pe tine însuți înseamnă mai mult decât a învia pe cei morți. Să fim atenți. A te cunoaște pe tine însuți. Autocunoaștere. Din iadul cel mai de jos, strigat am către înduratul Dumnezeu, am cântat în canon, miercuri. Aceasta este autocunoașterea, din iadul meu cel mai de jos. Iar în același timp, autocunoașterea este însoțită și ne deschide calea înspre întâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Este primul lucru pe care îl subliniem în cazul Sfintei Maria. Dependențele s-au constituit în dar, de data aceasta, la această schimbare de sens. Schimbare de sens care s-a întâmplat acolo prin vizita sa la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Și al doilea lucru pe care îl subliniem, cumva extinzând această realitate spre viața noastră. Pentru a scăpa de dependențe, avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Prima dată îl căutăm pe El. Nu putem scăpa de unii singuri. Nu putem. Și nici omenește vorbind, prin multele terapii care există, nu putem scăpa. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. 17 ani de luptă, vă reamintesc. Și în al doilea rând, foarte important, tot legat de această idee, avem nevoie de ajutorul celorlalți. Când vine vorba de dependențe. Nu de unii singuri. Și extind, zic, ceilalți, mai ales cei care au trecut prin dependențele de care noi suferim și Dumnezeu le-a ajutat să le depășească. Să ne spună, să ne învețe cum au reușit ei și să pornim pe același drum. În dependență, în eliberarea de dependențe, nu ne luptăm de unii singuri. Este o idee foarte importantă. Așadar, este lecția Sfintei Maria, cea pe care am subliniat-o până acum. Primul narator al vieții pe care noi o avem așezată în această săptămână miercuri și astăzi cinstită în mod solemn în Duminica a V-a. Cel de-al doilea personaj, cel de-al doilea narator este Zosima, călugărul Zosima. Se afla într-o culme a vieții spirituale. Nu prea seamănă itinerariul călugărului Zosima cu al Mariei Egipteanca. Era obiceiul în mănăstirea în care el trăia, ca la început de post, în Duminica Iertării, după ce își cereau iertare, după ce se împărtășeau în biserică, să plece călugării prin pustie, din mănăstire, și să petreacă fiecare, cele 6 săptămâni, în asceză aspră, potrivit râvnei și puterilor duhovnicești pe care ei le aveau. Dar oricum, toți părăseau mănăstirea. Așa se întâmplă și cu acest călugăr Zosima. Părăsește mănăstirea, dar cu un gând care avea nevoie de rezolvare. Avea o viață sfântă, era în culmea sfințenie, dar se gândea el, oare va mai fi cineva pe pământ care să fie mai bun decât mine, să fie mai înaintat duhovnicește, mai îmbunătățit duhovnicește decât mine și să-mi poată să-mi dea sfaturi, să mă poată învăța? Trăia cu acest dubiu, dar nu era doar dubiu, era la granița mândriei, încredere în sine, că el este cel mai de sus dintre toți călugării din această lume. Era la un pas de pericol, pericol de moarte, pentru că cea mai grea cădere în cazul performanțelor cu ghilimele de rigoare duhovnicești este tocmai mândria, încrederea în sine, superbia umană. Avem de-a face punându-i față în față de două mântuiri care în conținutul lor nu sunt diferite. Două mântuiri. Una din păcat, mult mai evidentă, în cazul Sfintei Mariei Egipteanca și paradoxal, a doua mântuire din virtute, în cazul călugărului Zosima. Și el sfânt. Amândoi la culmea sfințeniei, deși cu itinerarii diverse. Dar amândoi aveau nevoie de schimbare. Amândoi aveau nevoie de prezența lui Dumnezeu acolo ca să le dea sens la tot ceea ce li se întâmpla în viața lor.
Cu cine seamănă cei doi, dacă ne gândim bine? La personajele din Evanghelii, din ultimele Evanghelii, din săptămânile care au trecut. Seamănă și cu cei doi fii în casa tatălui. Un fiu pe care repede reușim să-l integrăm într-o categorie a celor neordonați, dezordonați din punct de vedere spiritual, nu un fiu risipitor, Maria Egipteanca, dar și un fiu cu minte, care stă în casă, care se bucure de prezența tatălui, care trăiește foarte cu minte în cazul călugărului Zosima. Dar poate și mai bine cei doi seamănă cu vameșul și fariseul. Vameșul păcătos. Păcătos, dar mărturisindu-și păcatul. Iar fariseul trăia și se hrănea din superbia lui, din părerea lui de sine. Seamănă și cu o situație și cu cealaltă. Și într-o situație și în cealaltă e nevoie de mântuire. E nevoie de acea lucrare lui Dumnezeu, harul, care pe cel murdar de păcat să-l curețe, iar pe cel care se încrede în starea lui, în sfințenia lui, să-l întoarcă înspre încrederea în Dumnezeu, înspre smerenia care este aducătoare de har și este cea care dă sens bun oricărei asceze, oricărei nevoințe a noastră. Starea în care se aflau era periculoasă și pentru unul și pentru celălalt. Diferența dintre Zosima, pe de o parte, și Sfânta Maria, pe de altă parte, și celelalte două categorii, ziceam, cei doi fii, sau vameșul și fariseu, este aceea că avem de-a face, uitându-ne la cei doi din relatarea vieții Sfintei Maria, avem de-a face cu doi sfinți. În celelalte situații nu se vorbește despre sfințenie neapărat, nici măcar a unuia. Ci în celelalte situații suntem puși față în față cu personajele zicând: nu vreau să fiu nici vameșul, nu vreau să fiu nici fariseu. Nu vreau să fiu nici fiul cel mic, nici fiul cel mare. Ci cumva un al treilea personaj între. Dar în cazul celor doi, a Sfintei Maria și a Sfântului Zosima, avem de face cu sfințenia, și într-o parte și în cealaltă. Amândoi sunt sfinți. Dar amândurora le lipsește ceva. Sfințenia le era ceva comun și mai era ceva comun. Nevoia de schimbare, ziceam. În cazul Sfintei Maria, schimbare a ieșit din păcat, din păcatul evident, al desfrânării, al dependențelor. În cazul Sfântului Zosima, nevoia de schimbare a minții, a orientării, nevoinței, ascezei pe care el o făcea. Lecțiile pe care le învățăm, uitându-ne la cei doi, le-aș evidenția în două idei. În primul rând, avem de-a face cu două sfințenii. Nu avem de-a face cu perfecțiune, așa cum ne imaginăm noi sfințenia, nu. Ci cu două forme ale sfințeniei. În cazul celor doi. Și de aici înțelegem că Dumnezeu a rânduit în lumea aceasta multe forme prin care noi ne putem sfinți viața. Fie între zidurile unei mănăstiri, ca și în cazul Sfântului Zosima, fie întorcându-ne dintr-o viață dezordonată, dintr-un pustiu în altul, dintr-un pustiu al lumii, în care ne trăim dependențele ca un strigăt disperat după dragoste, numai că strigătul întors pe dos, trecem în alt pustiu. În pustiul în care strigăm disperați după Dumnezeu, până când El își va trimite semn de mângâiere, fie în oraș, acolo unde ne desfășurăm viața, fie la marginea mării, dacă ne gândim la apostoli, fie prin mucenicie, fie prin diversele mijloace pe care Dumnezeu le îngăduie. Dar înțelegem de aici că sfințenia nu are o singură cale și că noi avem această șansă de a deveni sfinți, indiferent de locul în care ne desfășurăm viața. Al doilea lucru foarte important. Că între oamenii lui Dumnezeu, și zic și mai mult între sfinți, nu există competiție. Și subliniez această idee, argumentând contextual. Ziceam de acel obicei a călugărilor din mănăstirea Părintelui Zosima, de
de a ieși în Duminica Iertării în pustiu și a se întoarce în Duminica Florilor înapoi. Fiecare ieșind din mănăstire în pustiu, lua câtă mâncare dorea cu el, mai multe sau mai puține, adică după nevoile pe care le intuia, după, să zicem așa, calitatea și cantitatea ascezei pe care o va desfășura în decursul acelor 6 săptămâni. Unii mai multă mâncare, alții mai puțină mâncare. La întoarcere, nimeni nu îi întreba, nimeni nu se preocupa cum au trăit ei în toate cele 6 săptămâni și nici ei nu povesteau unii la alții. Fără să fie vreo competiție, fără să fie vreun semn de judecată, că tu ai făcut mai mult sau eu am făcut mai puțin sau invers. Între oamenii lui Dumnezeu nu există competiție și este un criteriu și pentru noi în general când stăm față în față cu cineva. Când simțim semn de competiție, fie și între cei pe care îi considerăm oamenii lui Dumnezeu, înseamnă că au nevoie și ei de schimbare și că avem nevoie de schimbare. Între oamenii lui Dumnezeu nu există competiție. Fiecare stă înaintea lui cu conștiința lui Dumnezeu. Și acum vine cel de-al treilea personaj. Sofronie, patriarhul Ierusalimului. Și el sfânt. 3 sfinți. Să observăm că viața Sfintei Maria Egipteanca este povestită de 3 călugări sfinți, fiecare în varianta lor. 3 călugări. Și dintr-o dată ne pomenim cu această prezență monahală în mijlocul orașului. 3 călugări sunt cei care le povestesc viața Sfintei. Patriarhul Sofronie. El este cel care a auzit viața povestită de călugărul Sofronie, de călugărul Zosima și a pus-o în scris. Și de la el o avem noi. Și ce mărturisește el în sfârșitul relatării vieții Sfintei Maria? Că el este cel care caută lumină în povestire. Caută lumină. Și zice el cu smerenie, poate că alții ar fi putut să scrie mai bine decât mine viața Sfintei. Însă, eu am scris-o pentru folosul meu și pentru folosul celor care o vor citi. Și aici, în mod special, suntem noi. Cel de-al treilea personaj paradoxal, Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, este cel care ni se adresează nouă în mod special. El a scris spre folosul nostru. El a scris spre folosul meu. El a scris spre folosul tău. Eu, tu, noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu, cel care este minunat întru sfinți, în viața Sfintei Maria Egipteanca. Amin.